Echipa la firul ierbii a ajuns și la celebra echipă Dinamo Kiev. Aceștia încă din perioada sovietică au mulți fani și admiratori și la Chișinău. Timp de două zile, formația antrenată de Mircea Lucescu se va afla într-un scurt cantonament la Vadul lui Vodă. În drum spre primul meci din Europa League, Dinamo Kiev a decis să facă o escapadă de două zile la centrul selecționatelor Moldovei din Vadul lui Vodă. Chievenii au fost impresionați de baza sportivă a Federației de Fotbal, unde au fost cazați iarna trecută în timp ce își evacuau familiile din capitala Ucrainei. Așa, bijuterii de bază, chiar am vrut să ajung cu Dinamo Kiev aici, mai ales că începând din aprilie până ieri, alaltă ieri, am colindat, cred că, vreo 9 țări cu Dinamo Kiev, mai întâi în cadrul meciurilor pentru pace, în cadrul meciurilor umanitare, în care fondurile bănești care au fost adunate s-au transferat direct în Ucraina și au ajutat refugiații din teritoriul ucrainesc, rămași pe teritoriul ucrainesc, au ajutat forțele armate ale Ucrainei. Sper că au ajuns să fie utile acești bani care Dinamo Kiev în cele 7 meciuri umanitare în aprilie-mai și ulterior și am avut și în iunie-iulie au fost adunat Dinamo Kiev. Bine, acest popas la Chișinău este destul de scurt. Sperăm că vom mai reveni. Suntem în drum spre meciul cu Fenerbahçe Istanbul de joi. La Istanbul sperăm că ne va prii această ședere la Chișinău, în această bază, cum am mai zis inițial, bijuterie, și va fi cu noroc și rezultatul final cu Fenerbahçe. Din staful tehnic al celor de la Dinamo Kiev fac parte și doi moldoveni cunoscuți, antrenorul Emil Caras și agentul de jucători Arcadie Zaporojanu. Cum vă simțiți când reveniți acasă? Mă simt bine, e normal că când revii acasă te simți bine. Păcat că pe puțin timp am venit. Deja după masă avem avionul spre Istanbul. Și nici n-am simțit nimic din revenire, fiindcă drumul a fost lung până la Chișinău, până la Vadul Vodă. Am avut antrenament. Deja după antrenament băieții fac duș, mâncăm și practic suntem gata de plecare. A venit cineva să vă vadă aici? A venit soția doar pe 15 minute, chiar mă pregăteam de antrenament și am schimbat 2-3 vorbe, poate la aeroport, mai dacă reușesc să mai vorbesc 15 minute, va fi ok. Ты уже второй раз или первый раз на базе? Не, я первый раз тут. Очень хорошая база, очень хорошие поля тренировочные. Спасибо за такой теплый прием. Надеюсь, побудем еще раз. Будет такая возможность. Я с удовольствием приеду на эту базу, потому что тут очень классные условия и все супер. Ca Dinamo să facă un mini cantonament anume la baza federației este celebrul antrenor Mircea Lucescu. Baza acum, de-abia acum dimineața o văd, este superbă, bine construită, funcțională și toate ce am văzut eu până acum. Dar altfel este super, n-am văzut încă Nistru, dar mă voi duce și acolo, urmează să văd după antrenament. Așa. Cum se simte echipa? Deocamdată nu știu cum se simte, doi să văd la antrenament, că după... Cum am spus, 11 ore de stat în autobuz nu e prea simplu pentru noi. Nu. Adică nu e de o echipă profesionistă de nivelul care suntem. Este un handicap pe care noi îl avem și îl vom avea până când va dura acest război imbecil. Jucătorii de la Dinamo Kiev au efectuat un singur antrenament la Vadul lui Vodă. Ucrainenii au venit luni seara în Moldova și au plecat a doua zi după amiază. Ei au gustat din zeama tradițională moldovenească și din fructele crescute la noi, care timp de o zi le-au înlocuit tradiționalele fructe tropicale. A ce este блюд молдавских вы попробовали? Мамалыга, я как одессит знаю, что такое мамалыга. Надеюсь, сегодня попробуем, потому что вчера не было возможности. Но это очень вкусное блюдо, и все советуют, поэтому попробуем сегодня. Мне сегодня плачинта молдовенеска,
pentru că mă ligă cu brânză și smântână, adică m-am trezit acasă. Centrul selecționatelor de la Vadiu Vodă a împlinit recent 20 de ani de la darea în exploatare. Aici, Federația Moldovenească de Fotbal găzduiește 17 selecționate, atât feminine cât și masculine. Dar tot aici vin în cantonament și echipe străine, una dintre cele mai populare fiind Dinamo Kiev, care a ales pentru o pregătire sportivă, anume baza FMF. Cu voi a fost Olivia, ne vedem într-o nouă ediție la Firul Ierbii. Numai bine!